Jucătorii echipei naționale au efectuat în această dimineață ultimul antrenament în țară înainte de plecarea spre Varșovia. Sâmbătă, de la ora 21:45, întâlnesc Polonia într-un meci din preliminariile campionatului mondial 2018. Tricolorii, fără fundașul Dragoș Grigore, accidentat, și atacantul Denis Alibek, menajat, au lucrat tactic împreună cu staful tehnic și au pregătit ultimele detalii înaintea jocului. Alibek a avut parte de o recidivă la o problemă medicală mai veche a atacantului. Lui Denis Alibek i-a recidivat o afecțiune din zona inghinală. Din cauza durerilor, jucătorului i s-a recomandat un program special de antrenament și recuperare în cantonamentul echipei, a precizat doctorul echipei naționale, Laurențiu Oproiu. Pe de altă parte, fundașul Dragoș Grigore a suferit o ruptură musculară și nu va face deplasarea alături de prima reprezentativă. Doctorul național a explicat că rezonanța magnetică la care a fost supus jucătorul a evidențiat o ruptură musculară, astfel că Grigore este indisponibil pentru cele două partide care urmează. Ultima apariție a tricolorilor înaintea înfruntării oficiale va fi vineri după amiază, atunci când se va desfășura antrenamentul oficial din Polonia. Partida programată sâmbătă, 10 iunie, ora 21:45, la Varșovia, va fi arbitrată de francezul Rudy Bouquet, 40 de ani, purtător al ecusonului FIFA din 2011.